Anul 2020 va rămâne memorabil pentru toți dintre noi. De asemenea, pompierii mehedințeni au avut parte de un an diferit, cu mai multe provocări. Comparativ cu anul precedent, s-a observat o creștere procentuală de 25,85% a numărului de intervenții în situații de urgență. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Robeta Turnu Severin, al județului Mehedinți, a avut loc vineri, 29 ianuarie, prezentarea activității desfășurate de pompierii mehedințeni din anul 2020. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru restrâns impus de condițiile epidemiologice actuale. Analiza activităților desfășurate de pompierii mehedințeni a fost prezentată de inspectorul șef Ali Isu Mehedinți colonel Florentin Dragomir, care s-a declarat mulțumit de gradul de îndeplinire a activităților propuse pentru anul precedent și a felicitat personalul. Anul 2020 a pus amprenta și asupra Inspectoratului pentru Situații de Urgență comparativ cu anul precedent. Se observă o creștere procentuală de 25,85% a numărului de intervenții în situații de urgență. De asemenea, au fost as Asistate medical de către paramedicii zmurt 5.865 de persoane, dintre care 2.040 suspecte s-au confirmate cu virusul SARS CoV-2.